Suntem la Brăila, în așteptarea unei noi premiere a teatrului Maria Filoti, o nouă comedie spumoasă, Vițelul de Aur, în regia lui Radu Iacoban. Iar astăzi ne-am întâlnit cu doi dintre actorii acestui spectacol, respectiv minunata Narcisa Novac și carismaticul Nicolas Cațianis, pentru a ne oferi mai multe informații în premieră despre acest spectacol. Bună! Bună! Spuneți-mi pentru început cât de dor v-a fost să jucați într-un nou spectacol pe scena TMF și care ar fi punctele fiecăruia de liant cu acest teatru? Oh, wow, nu avem timp! Cât de dor! Foarte dor! Dar noi am lucrat și în perioada în care nu a avut publicul voie în sală. Multe lucruri mă leagă de locul ăsta, dar mă rog, da, avem și se simte și la public și se simte și la noi, că aveam nevoie să ne întâlnim iar în sală, să ne vedem, să ne simțim. Da, a fost și nevoia noastră și, și cum dorul nostru, dar și dorul publicului se simte. Da, noi am avut șansa să mai scoatem o premieră Steaua fără nume și apoi a urmat și un cuplu ciudat, deci... Ne-am întors cu o premieră anul acesta. Ce mă leagă pe mine de Brăila e o poveste foarte interesantă. Eu am terminat la doamna profesoară Rodica Mandache și în anul întâi venea la noi Bujor Măcrin, venea din Brăila la București și stătea la noi la cursuri și mi s-a părut foarte interesant și că nimic nu e întâmplător când am ajuns aici și m-a sunat Bogdan Budeș pentru Neranțula. Primul meu spectacol a fost în sala Bujor Măcrin și mă bucur că l-am cunoscut și atunci... Cam asta e primul punct care mă leagă de Brăila. În rest, ar fi multe povești care mă leagă de Brăila, chiar înainte de a mă fi născut. Deci, dar, cum a spus și colega, n-avem timp. Care este cel mai mare challenge în aportarea textului Vițelul de Aur? Cel mai mare challenge, din punctul meu de vedere, este de a respecta povestea. Noi spunem povestea și atunci asta cred că este cel mai mare challenge, dar în același timp este și o libertate, pentru că de asta repetăm. Adică nu este un challenge pe care îl luăm ca pe o muncă la combinat. E bine, e interesant. Da, nu știu, mă tot gândesc. Cred că e și o perioadă pe care noi n-am trăit-o. Adică... Da. Și atunci, nu știu dacă neapărat o provocare, dar să aflăm cât mai multe lucruri de atunci și să fim surprinși că el există și azi în foarte multe locuri. Cum a fost să lucrați cu Radu Iacoban în calitate de regizor? Pentru mine e al doilea proiect. Am lucrat tot aici la TMF, la Asta e tinerețea noastră. Radu e un regizor foarte interesant, în sensul în care știe tot timpul ce are de făcut, nu vine niciodată nepregătit și marele nostru câștig este că el e un regizor care lucrează foarte bine cu actorii. Și atunci când un regizor pune emfază pe actori și își dorește ca ei să fie 100% capacitați în a transmite povestea, pentru noi e un mare câștig și e o mare bucurie. Și este un... Cred că asta e foarte important și a fost important pentru toată lumea, că fiind, cum a spus și colega Narcisa, ne trăind în acea perioadă, e important ca cel care vine în fața ta și îți pune textul pe masă să știe despre ce e vorba și cred că asta a fost marele nostru... Sau este un câștig că am construit împreună o lume pe care n-am trăit-o. Eu cel puțin am trăit-o, ea cred că n-a trăit-o. Așa că, da. Narcisa? Da, pentru mine e o super bucurie întâlnirea cu Radu. Mi s-au confirmat multe lucruri pe care le gândeam despre actorie, despre procesul ăsta de a face un spectacol și m-a bucurat foarte mult să știu că mai e cineva în gașcă cu mine. Să știu că mai sunt oameni ca mine și că se face așa cum știu și eu și că nu e ceva în neregulă, nu știu cum.
E vorba de proces, e mult mai intim, dar mi se pare că ne-am întâlnit la un nivel de experiență super fain. Că au, pentru mine, cel puțin, informațiile pe care le-am primit de la el au venit ca o confirmare a faptului că, da, sunt pe drumul cel bun. Spuneți-mi, pentru că știm cu toții că ați mai jucat împreună și în alte spectacole, care ar fi punctele de liant între voi doi ca și cuplu artistic? Ha, ce drăguț! Suntem la al treilea spectacol împreună. Ce pot să zic și ce am simțit de la primul proiect e această grijă unul față de celălalt pe scenă. Și care, mă rog, mi se pare un lucru normal în relație cu oricare partener ai avea pe scenă, dar fiind întrebare aplicată, asta a fost, adică asta am descoperit eu și asta m-a bucurat, faptul că totdeauna a fost o grijă unul față de celălalt. Și cred că e frumos când reușești să te ridici în scenă unul pe altul și reușești să spui povestea. Cred că avem amândoi o mare capacitate de a crede în ceea ce facem și atunci când ne întâlnim pe scenă este... Da, cred că de fapt împărțim cumva același nivel de empatie, cred. Și de fapt cred că asta se și simte probabil. Că știm exact, sau câteodată încercăm să știm exact unde suntem și în raport cu publicul și ce e nevoie să... cum să zic, să compună exact momentul în care suntem și ca publicul să înțeleagă exact povestea pe care o spunem. Dacă ar fi să vă apărați noul vostru personaj din Vițelul de Aur, care ar fi cele trei cuvinte prin care l-ați caracteriza în așa fel încât să simpatizați cu el? O să zic eu, luminos, visător, neadaptat. Oh, wow. Nu știu în trei cuvinte, dar cred că e o femeie care e foarte conștientă de ea, ceea ce avem în comun. Are un umor straniu, ceea ce vreau să cred că avem în comun. Și e prezentă. Cred că asta e ceea ce eu aș vrea să am mai mult. Dacă v-ați întâlnit voi în viața reală cu personajul pe care îl interpretați, care ar fi primul lucru pe care îl ați spune? Cred că m-am întâlnit cu fata asta. Da, nu știu, depinde. Dacă m-aș întâlni cu ea. Da, nu știu dacă am schimbat ceva cuvinte, habar n-am, nu deci pot să-mi dau fi seama. O comunicare non-verbală, să spunem așa, nu? Da, e complicat că încă n-a ieșit spectacolul, dar cred că am avea un dialog exclusiv obligatoriu, nu știu cum să spun, doar obligate am vorbit. Formal. Probabil, da, formal, da. Cred că aș lua un prânz, am dat ceva... A zice, foarte interesant tot ce faci și după care mi-aș vedea de viață. Da. Sau da, și am probabil că aș vrea să, nu știu, să facem o nebunie. Dar o zi atât. După care, nu, dar o zi aș petrece. Deci ar fi ca un one day meeting. Cam așa ceva, da. Iar pe final vreau să vă rog să ne dați fiecare dintre voi trei motive pentru care oamenii ar fi bine să vadă spectacolul ăsta. Trei motive. Publicul să vină și să decidă el ce... Adică, în primul rând, probabil că va fi și o nostalgie din partea unor oameni care au trăit în perioada comunismului, asta sigur. Cred foarte tare că este un spectacol educativ în rândul tinerilor și mi-aș dori foarte tare măcar jumătate din sală la fiecare spectacol să fie de tineri. Și care, iartă-mă, are niște personaje foarte interesante. Da. Adică sunt personaje faine și dacă, apropo de tineri, și dacă nu înțeleg sau nu știu despre ce vorbim neapărat, sunt personaje faine cu care poți să empatizezi chiar dacă n-ai trăit atunci. Da.
Adică faptul că noi am reușit să empatizăm cu ceva ce nu am trăit, înseamnă că asta va ajunge și la public, mai mult ca sigur. Și hai să ne bucurăm de o lume de odinioară adusă în prezent, practic. Hai să vedem spectacolul. Să vii la teatru e întotdeauna... Da, nu știu, noi, da, pentru că ne tot ocupăm cu povești, i-aș spune să vii la teatru pentru că e o poveste. Decizi în definitiv singur dacă ți-a plăcut sau nu, dar e o poveste care o oră, două, te duce în alt loc. Și povestea asta și alte povești, totdeauna intri la teatru și nu știi unde ai ajuns, nu știi în ce lume ai ajuns. Și apoi la final decizi dacă ți-a plăcut sau nu. Și credeți că acest spectacol ne oferă și răspunsul la niște întrebări sau amintiri? Eu cred că minunat e să pună niște întrebări, nu să ofere niște răspunsuri. Exact. Dacă a pus niște întrebări, noi ne-am făcut treaba. Da. Perfect. Da. Mulțumesc și ne vedem la teatru. Pe 22 și 23 mai. Ora 18. Da.